Începând de marți 11 aprilie, timp de două săptămâni, cei care vor să țină la distanță animalele sălbatice de proprietățile lor vor putea cere de la stat finanțări de până la 15.000 de lei, bani pe care să-i folosească pentru instalarea de garduri electrice ori alte mijloace asemănătoare permise de lege. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că programul se va desfășura în perioada 11 aprilie de la ora 10 până în 25 aprilie, ora 23:59. Ministerul Mediului finanțează achiziția și montarea de garduri electrice ca să țină la distanță animalele sălbatice, valabile și pentru stâne și pentru gospodării. Rămâne de văzut când va fi sesiune. Programul se derulează prin administrația Fondului pentru Mediu. Cei interesați sunt rugați să urmărească site-ul administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. Va fi anunțată sesiunea cu cel puțin 10 zile înainte. Valoarea maximă pe care o pot cere persoanele fizice în cadrul acestui program este de 15.000 de lei, iar finanțarea nerambursabilă acoperă integral toate cheltuielile eligibile. Implementarea proiectului va trebui făcută în cel mult 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare, iar ulterior implementării, administrația Fondului de Mediu va monitoriza finanțarea acordată pe o perioadă de un an.